Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor. Și a contului meu bancar, și a firmei mele, și a binecuvântările care le-a pus pentru un timp în administrarea mea. Eu nu am nimic și dumneavoastră nu aveți nimic ca și proprietar. Pământul cu tot ce este pe el este al Domnului și cei care îl locuiesc. Eu și cu tine suntem al lui Dumnezeu și el dispune să facă cu noi ceea ce vrea el. Nu am înțeles lucrul acesta chiar și noi ca și creștini și de aceea când Dumnezeu decide să facă ceva cu noi, fie bine sau rău, da, între ghilimele rău, mi se pare nouă rău, tot ceea ce Dumnezeu face este bine, noi avem de comentat. Cum își permite Dumnezeu? Sau cum de Dumnezeu? Pentru că suntem ai Lui, pentru că tot este a Lui și El dispune de acest drept să facă ce vrea El cu ce este a Lui.